Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Avem două invitate în acest episod, două surori, Corina și Tania Condre. Bine ați venit, dragile mele! Bine v-am găsit, mulțumim! Două îndrăznețe, pentru că au îndrăznit să vină împreună, cu o poveste emoționantă. Tatăl lor a trecut prin experiența unui cancer. Corina a scris această poveste într-o carte, o poveste care ilustrează lupta și experiențele care vin la pachet cu cancerul. Întotdeauna m-am gândit cine trăiește drama cea mai mare, persoana care este diagnosticată sau familia care trebuie să-l asiste. E bine, astăzi avem răspunsul și în povestea pe care voi o aduceți descoperim o întâlnire de gradul zero. Care dintre voi vrea să înceapă cu contextul în care voi ați crescut și care a fost momentul în care a plonjat această veste în familia voastră? Te las pe tine. Las pe mine. Ok. Contextul, adică momentul în care a început totul, povestea, sau eram în 2017, noiembrie, când tata a mâncat ceva ce nu i-a picat bine, oare cum să zic așa, la stomac, asta credeam noi, dar după ce o noapte și o zi a vărsat în continuu, medicii l-au trimis la Cluj, dar nu a vrut să meargă din cauza că așa sunt oamenii, sunt fricoși la început și nu vor să meargă. Și am lăsat timpul să treacă, am mai trecut și... Ce înseamnă timp să treacă? Câteva luni, prin ianuarie, februarie 2018, cred că ianuarie, a început să meargă la medic pentru că nu mai, cum să zic, nu mai asimila nimic din ce mânca și nu mai digera, totul era ca pe stop și nu mai mergea, se oprea totul. Și atunci ne-am dat seama că ceva nu e ok, au avut niște mici operații și apoi în 2018 vara a fost operația cea mare, când după ce am aflat că e cancer. Și de-abia după operație ați aflat că este cancer? Nu, am aflat înainte cu, cred că cu câteva zile, pentru că am mers la Cluj cu mama. Și eu zic cu câteva zile înainte că trebuie să te operăm cât mai repede, dar medicul vine abia într-o zi, două sau ceva de genul. Și atunci, în vara lui 2018, s-a operat. Câți ani aveați atunci? Eu aveam 18. 21 eu atunci. Mm-hmm. Plus 3. Vestea a picat cum nu se poate. Da. Mai ales că tata mereu a fost genul ăla de om puternic, niciodată n-a avut probleme cu sănătatea. Da. Și n-au fost... neașteptat, nu ne așteptam deloc ca tata să se îmbolnăvească. Erați o familie credincioasă, vă închinați, vă rugați împreună? Da, tata ne-a învățat să ne rugăm. În fiecare seară ne rugăm împreună și citeam din Biblie. Am avut o relație super faină și cu mama și cu tata și ei au fost primul exemplu pentru noi, să zic așa. Într-un fel, existența voastră liniară, plăcută, frumoasă, erai la liceu, te aștepta probabil examenul de bacalaureat. Da. Ți-ai ales deja cariera sau încă nu? Știam că vreau să merg pe pedagogie. Uh-huh. Și tu? Eu numai ce mă lăsasem de a doua facultate și am făcut un curs de croitorie și acum am acces mai mult pe asta. Prin urmare, viețile voastre, oarecum vi le-ați aranjat, v-ați gândit? Și într-un moment în care lucrurile păreau stabile sau pe făgașul lor, ceva se întâmplă. Ce a însemnat vestea asta pentru voi? A fost greu, foarte greu. Simțeam că se dărâmă tot. Dar totuși, mereu, din prima, am mers la Dumnezeu și am știut că acolo găsim speranță și pace. Pentru că în momente din astea, chiar ai nevoie de pace interioară și pot să zic că Dumnezeu ne-a oferit asta, ne-a oferit pace și ne-a ajutat să rămânem credincioși. Cine a fost cel mai tare în experiența asta? Cine i-a ținut pe ceilalți? Tata. Da. Cum a reacționat el? A fost un erou. Povestiți-mi. E ok, chiar e ok să plângem, pentru că sunt lucruri care țin de sufletul nostru și o persoană dragă pe care nu ai cum să o, despre care nu ai cum să vorbești detașat.
Nu mă așteptam să vină întrebarea asta așa, directă. Da, tata a rămas credincios până la final și chiar ne zicea că nu mai vede nicio luminiță. Adică când am mers la Cluj, parcă încă mai avea așa o speranță. Și știu că atunci când a urmat operația, au spus că ok, Doamne, mă las să faci ce vrei Tu cu mine și voia Ta să se facă. Și cumva mai avea o speranță. Apoi, după ce a fost operat și după cât timp a aflat că are metastază pe ficat? Stai așa... Pe la începutul 2019, cred. Deci a fost operat în 2018 și totul începea să devină tot mai bine. Ok, se linișteau lucrurile cumva. Începea să prindă puteri, să poată să ridice unele lucruri. Și cred că la începutul 2019 iarăși a început să se simte rău, nu mai știm exact cum. Și atunci am fost... Și a fost Cori la Cluj cu tata? Da, atunci. Și a făcut un control? De fapt, controlul l-am făcut aici, la Timișoara. Dar am mers la un medic din Cluj să-l citească, pentru că cei de aici nu-l citeau. Și am intrat cu el acolo în birou la medic și l-a citit. Și ne-a zis direct, nu vreau să vă iau pe opolite, vă zic direct, ficatul dumneavoastră e tot o gaură, plin de găuri și nu prea mai avem ce să facem, pentru că dacă vă facem chimio, o să plecați și mai repede. Și nu era foarte slăbit, nici medicul nu știa ce să mai zică. Și atunci a venit vestea și mai dureroasă, să zic așa. V-a dat un termen, a zis cât sau... Atunci încă nu, dar... Încă nu ne-au zis. La sfârșitul mai, cred, când vedeam că se tot apropie ziua plecării, să zic așa, că era tot mai rău, a mers mama cu el la medic. Nu, eu am mers. Cu mama. Și cu mama împreună. La OncoHelp și doctorița lui ne-a spus că mai are... Ea a zis undeva la 1-2 luni. Dar de fapt dar a fost 2 săptămâni și un pic. Da. Pentru că nu se știe niciodată. Și noi am crezut până la final. Da. Și continuăm să credem în vindecarea pe care o primim din Dumnezeu. Mereu să cred. Am crezut până la final și am mijlocit. Chiar voiam să zic despre chestia asta, lupta pe genunchi. Am experimentat lupta asta pe genunchi când mergeam împreună, toată familia sau eu și Cori, mergeam și luptam pe genunchi și îl rugam pe Dumnezeu să ducă viață peste tata. Este și o piesă, Lupta e a Ta, nu? Cred că așa se numește. Da. Despre asta. Am luptat pe genunchi și am experimentat și super mulțumitoare Domnului pentru asta, pentru că l-am cunoscut într-un alt fel, mult mai intim, mai adânc, mai real. Și mereu ne-a dat curaj să credem că El poate să vindece. Totuși, în ultima săptămână, când deja vedeam că tata nu mai are cum dar să trăiască. Dar tot parcă nu voiam să credem. Adică parcă așteptam să... Așteptați o minună. Da, să ia viață așteptam din senin și gata, să fie pe picioarele și lui. Și cred că Dumnezeu a văzut credința asta și toate lacrimile noastre au fost adunate într-un burduf. Cred asta. Și în ultima săptămână, știu că mai aveam 2 săptămâni până la bacalaureat, învățam la biologie și... Chiar învățam despre corpul uman și mi se părea atât de complex și de wow cum Dumnezeu ne-a creat așa perfecți. Și mă gândeam că tata e așa de bolnav și pentru el ar fi mult mai bine să părăsească pământul. Toți, cred că ne gândeam asta ca să, gen, să scape de durere și de greutăți. Și atunci am acceptat. Și chiar rugăciunea mea a fost voia ta, Doamne, nu voia noastră. Și chiar cred că voia lui e cea mai perfectă, chiar și atunci când doare. În momentul în care am acceptat cu adevărat voia lui, adică am zis, ok, acum chiar înțelegem că se apropie de final, am primit așa o pace profundă, știu că vorbeam cu Tania și eram așa liniștite, gen, ne uitam una la alta, zâmbeam și chiar eram pline de pace, chiar dacă știam ce urmează, pentru că Dumnezeu îți dă o pace super mare în furtun dacă stai lângă El și dacă... Ești în furtună, trebuie să înflăcărezi rugăciunea mai mult decât în normal, cât nu-i flăcărată. Da.
Acum, a fost un proces, până la urmă și deteriorarea stării de sănătate a fost un proces, dar și acceptarea situației în sine pentru fiecare dintre voi a fost un proces, un proces dureros, dar cu lecțiile lui. Ajutați-mă puțin să trec prin procesul ăsta și să metabolizez suferința. Cum ați perceput-o? Ce a fost cel mai greu? Ce v-a ajutat și v-a susținut cel mai mult? Ce v-a învățat suferința aceasta? Ce a schimbat în voi? Am pus multe întrebări, dar acestea sunt parte din procesul acesta al unei experiențe traumatice, așa cum a fost pierderea tatălui vostru și a lecțiilor pe care le învățați pe traseul acesta. Eu la început, când a început totul, aveam 17-18 ani, deci pot să zic că eram un copil. Acum ești foarte adult. 21 de ani. Da, e totuși ceva. Este, așa e. Și a durut foarte tare, dar totuși din prima am mers la cuvânt și am citit promisiunile lui pentru noi și m-am îmbrăcat cu armura credinței. Chiar mereu îi repeteam la tata chestia asta, să ne punem coiful mântuirii pe cap și să nu lăsăm gândurile, deznădejdea să vină. Și care era perspectiva lui? Era trist că pleacă? Era necăjit pentru voi, pentru mama voastră? Nu era trist că pleacă, adică chiar aștepta ziua, dar era trist pentru noi că rămânem singure, să zic așa. Asta cred că pe oricine ar dorea. Mm-hmm. Da. Dar de la început el a văzut experiența asta ca atunci când Iisus ne cheamă pe barcă să stăm cu el și să ne coborâm din barcă, de fapt. Să ne coborâm din barcă pe valuri și să avem curajul ăsta să-i dăm mâna lui, că nu suntem singuri. Și mai ziceam mereu de aurul curat. Că Dumnezeu trece oamenii prin experiențe ca să-i facă aur curat prin cuptor, să-i facă aur curat pentru el. Și atunci mereu zicea că, uite, acum eu sunt cuptor, dar o să ies aur curat. Da. Asta era perspectiva lui. Credeți că pentru el a fost experiența asta sau pentru voi? Cred că pentru toți. Și pentru el și pentru noi. Cine a devenit oare mai aur, el sau voi? Cred că el. E interesantă durerea, lecțiile pe care ne învață durerea și felul în care suferința celorlalți joacă un rol atât de profund în viața noastră. Pe voi m-a învățat multe lucruri etapa asta. Ați descoperit ceva ce n-ați putut descoperi în niciun alt context. Cum e mama voastră? La început, mama își punea foarte mult întrebarea de ce și a fost greu să accepte, mai greu decât ne-a fost nouă, pentru că, nu știu. Probabil pentru că era soțul ei și asta da, și e mai greu. Da. Și încet, încet l-a lăsat pe Dumnezeu să-i vindece inima și am văzut asta, cum inima ei chiar a fost vindecată, poate într-un proces mai lung. Îndelungat. Da. Dar e mult mai bine și ea și ne rugăm în continuare pentru mama și încercăm să fim un ajutor potrivit pentru ea și cele mai bune prietene. Frumos. Ați scris o carte. De fapt, de ce ați venit amândouă, doar una dintre voi, Corina, tu ești autoarea acestei cărți. Da. În care ai vrut să consemnezi această experiență. Practic, la început nu era gândită ideea să fie o carte, ci pur și simplu scriam în fiecare zi și eu și Tania scriam acasă gândurile și experiențele cu Dumnezeu ca să le avem scrise. Da, și în timp ce eram la spital, la Uncle Help, cu tata pe pat, când veneam după ore de la liceu de aici, la el, scriam în telefon. Mereu scriam. Ce? La notițe. Dă-ne o mostră. Vreți să citesc? Du-ne în momentul acela. Văd că și ai semne de carte pentru acest. Da. Păi, aici chiar eram la spital. Era 1 iunie și el a plecat în 16 iunie. Stăteam lângă tati pe patul de spital. Stăteam și vedeam suferință în jur.
Dar când am privit pe geam, vedeam libertate, frumusețe, ploaie măruntă și păsări gingașe în văzduh. Aș fi vrut să zbor și eu așa, sigur și tata visa asta. Iubitul meu, slab fizic, durere și multă slăbiciune. Am intrat în spital, mirosea frângere. E multă durere, o mireasmă deloc îmbietoare, dar totuși un miros ce ne amintește cât de fragili suntem, cât de mici suntem, cât de mare e creatorul nostru, care într-o clipă poate schimba cursul vieții tale, cât de neînsemnate sunt toate lucrurile de pe pământul ăsta, cât de prețios e timpul oferit de Dumnezeu și cât de scurt e uneori. Și asta nu o poți ști, cât timp vei mai avea. De asta spun, să-l prețuim, să nu-l aruncăm pe lucruri care nu merită, care nu sunt vrednice de numele de creștin, care nu lucrează bunătate și dragoste. Da, cam asta. Este o experiență din spital, din 1 iunie. Dincolo de porțile unui spital, e o altă lume. Da, da, total. Atunci când vii din zgomotul de afară, din traficul, din graba cu care circulăm dintr-un punct în celălalt și intri într-un spital, de la mirosul de frângere, așa cum frumos ai scris, mirosul acela de frângere, de moarte, de suferință, de durere, te face să-ți ajustezi ritmul la adevăratele valori, să descoperi ce contează cel mai mult în viață. O persoană care fusese diagnosticată cu cancer povestea că într-o săptămână viața ei s-a schimbat radical, dintr-o dată inclusă pe liste, dintr-o dată în legătură cu medici, cu nume, cu oameni, cu diagnostice pe care altădată nici măcar nu știa că există așa ceva. Spunea, pășesc într-o lume complet nouă despre care habar nu aveam că există. E bine, în această lume complet nouă, absolut totul se reconfigurează, absolut totul capătă altă dimensiune. Cântecul păsărelelor, zborul lor, exact. Suferința celui de lângă, durerea lui, vulnerabilitatea lui, până la urmă tatăl e un, așa cum spuneați voi, cel tare din casă. Tatăl e un fel de coloană vertebrală a unei case, susține familia, iar când acest cel tare e vulnerabil, slab și în pragul morții, se frânge absolut totul și se dărâmă, se năruiește totul. În suferință, în durere, ați găsit speranță. Ați găsit sau Dumnezeu v-a oferit-o? Ați pus numele acestui volum povestea unui luptător. Luptătorul vostru este mort și totuși vă-l vedeți ca un luptător nu înfrânt, ci unul care a biruit. Credincios până la final. Prin urmare, lupta nu e să ne menținem viața pe pământul ăsta. Aceasta e o bătălie pe care fiecare dintre noi o vom pierde la un moment dat. Exact. Bătălia este la un alt nivel. Cum vedeți voi adevărata luptă și în ce sens îl vedeți pe tatăl vostru învingător? Chiar și atunci când a văzut, când era conștient că el o să plece, mi-am amintesc odată, era cum vreo 3 luni înainte să moară, a venit la mine și mi-a arătat o foaie cu parolele de la internet și chestii pe care eu nu le știam și l-am întrebat de ce mi-arăți astea acum și m-am făcut conștientă că o să plece, că nu. Da, și multe alte chestii gen, adică prin casă, unde sunt anumite lucruri sau cum să pornim camerele de filmat de la magazin sau cum să facem asta. Și eu și mama îi ziceam și Tania, nu ne arăta că nu are rost, că oricum o să-ți revii și nu are rost să ne umplem mintea cu ele. Că... și chiar nu voiam să ascultăm și să le învățăm pentru că noi tream cu ideea că oricum își revine. Și el totuși, rost, da. Deci el era conștient că o să plece de lângă noi și totuși avea o atitudine atât de faină a inimii și parcă rugăciunea lui era mereu, Doamne, vreau să las durerea și suferința să mă modeleze în ceva frumos. Și la fel a fost și rugăciunea mea personal și a ta, cred. Chiar asta am văzut. A fost un erou al credinței și a rămas credincios și a îmbrățișat adevărul și pe Hristos până la final. Niciodată nu l-am auzit să se plângă. Da, nu. Și avem aici în carte Domnul Bun se numește, Domnul Bun ori și când. Când era, ce dată? Tot iunie. Cu câteva zile înainte să moară, 10 iunie și în 16 a murit, a început să cânte Domnul Bun ori și când seara când ne-am strâns toți în cameră și abia mai vorbea. Asta era că el abia vorbea, abia respira, sau era foarte, foarte slăbit și cred că și de la cancer cum l-au afectat, dar și morfina în același timp, nu mai gândea foarte limpede, era, nu știa cât e ceasul, nu știa dacă stă întins pe spate sau ridicat.
nu prea mai știa ce e. Și ictere erau multe deja. Da, pentru că cancerul s-a răsfirat. Extins da? Peste tot. Și totuși s-a ridicat pe marginea patului și a început să cânte refrenul de la Domnul și bun. Și a cântat toți împreună. Și a fost wow. Acum, deși pare o mare nenorocire cancerul și n-ai cum să-l vezi altceva decât o nenorocire, în Biblie avem câteva exemple de oameni cărora Dumnezeu le-a zis: pregătește-ți casa, tot ce ai de făcut, pentru că ai să mori. Și chiar despre Elisei citim că s-a îmbolnăvit de o boală și a murit. N-a murit secerat brusc dintr-o dată. Dumnezeu i-a dat un fel de preaviz ca să aibă timp să-și rezolve lucrurile, să dea parolele celor din casa lui, să le arate de unde se pornesc camerele, în așa fel încât să nu survină. Într-un anumit fel, cred că în Cartea Vieții sunt scrise toate zilele mai de dinainte de a fi vreuna dintre ele. Nu s-a stabilit acum pe parcurs, în 2018, hai să stabilim. Înainte de a se naște, era stabilită data morții. Da. Doar că în bunătatea lui, eu cred că Dumnezeu a stabilit să-i dea un preaviz, un fel de răgaz, ca să aveți timp și voi să procesați pierderea asta, să nu vă reteze. În unele cazuri Dumnezeu ia pur și simplu un om brusc, taie, retează și le ia de acolo. Poate că e cea mai bună variantă pentru familie. Unii preferă scurt și dintr-o dată decât procesul acesta dureros de câteva luni, un an, doi, în care trebuie să se obișnuiască cu gândul că îl va pierde, că se degradează și că până la urmă pentru el mai bine se oprește totul decât suferința aceasta. Dar în cazul vostru e clar că Dumnezeu v-a dat răgazul acesta să aveți timp. Și mulțumim pentru asta. Da. Uh-huh. E mult mai bine așa, adică pentru noi a fost mult mai bine așa. O ocazie în care ai timp să te desparzi de cel drag, să îți iei rămas bun, să-i mulțumești pentru lucrurile exact. Bune, să le celebrezi pe cele bune, să rezolvi orice chestiune care mai putea rămâne nerezolvată și să știi că ați plecat, v-ați despărțit frumos. Da. Temporar, ce-i drept, dar... Da, chiar așa e, mereu am mulțumit pentru modul ăsta în care s-au întâmplat lucrurile. Și în care Dumnezeu ne-a transformat pe toți, ca și familie. Versiuni mai bune? Da. Fără amărăciune, fără resentimente, da. Fără de ce, Doamne? Da. Nu am spus niciodată de ce. Pentru că... Am încredere în voi. Da, și noi suntem Lutul și nu punem întrebări olarului ce face cu noi. O durere de genul acesta, o frângere de genul acesta... Stoarce cei mai buni dintr-un om care caută pe Dumnezeu. Suferința are sens pentru un om care crede. Da. E lipsită de logică și sens pentru cel care nu crede și nu are nicio treabă cu Dumnezeu, dar pentru un om care crede, suferința îl rotunjește frumos, îl maturizează frumos. Tania, pe bluza ta scrie Zoe, iar Zoe înseamnă viață. Da. Ai ales intenționat lucrul ăsta. Radune lectura de pe bluza ta. Păi, viață din belșug. Noi avem viață din belșug din Hristos, chiar dacă tata a murit, cred că el continuă să trăiască în veșnicie cu Hristos și la fel vom face și noi. Uh-huh. Și el e viața de care, el e sursa noastră, tot ce avem nevoie, indiferent de necazurile și greutățile pe care le îngăduie. Îi mulțumim și mereu am fost conștientă și în timpul necazului și a durerii am fost conștientă că nu se poate compara cu slava viitoare și cu ce va fi în împărăție. Corina și Tania, sunteți așa o combinație interesantă. Sunt lacrimi, pentru că nu are cum să nu fie lacrimi când te desparte ce drag, dar e zâmbet, pentru că e speranță. Iar această combinație de zâmbet și lacrimi, eu cred că e... caracteristica unui credincios care suferă, nu-i se promite o viață fără necazuri, dar suferă, dar are pace și are bucurie și are speranță și chiar în mijlocul necazului găsește motive de bucurie și motive de zâmbet. Burduful cu pricina la voi cred că este plin și chiar dacă sunteți tinere, ați gustat ceva din viața aceasta și v-a maturizat experiența aceasta. Are sens pentru voi experiența? Simțiți că a trebuit să treceți pe aici și că ați învățat ceva consistent sau ați fi preferat să nu treceți pe aici? Are sens. Are sens. Da, și vedem și cum pe tata l-a modelat experiența asta. Și pe toată familia și pe mulți din prietenii noștri i-a ajutat foarte mult experiența
să-L caute mai mult pe Dumnezeu, să dorească mai mult din El ca să stea, să fie puternic atunci când vine ceva greu. Și da, suntem mulțumitoare pentru ea. Tot timpul îmi amintesc că tata zicea că e o onoare să ia Dumnezeu un om atât de slab ca mine și să mă treacă prin ceva atât de frumos. Zicea că nu merită experiența asta atât de frumoasă cu El. Da, chiar. Wow, asta pentru că chiar o ducea la supranatural, adică se gândea la experiența frumoasă spirituală, nu neapărat la ce se întâmplă fizic. Mm-hmm. Extraordinar de frumos. Suntem la finalul acestei emisiuni. Povestea voastră continuă. A fost un examen pe care l-ați dat împreună ca familie și fiecare separat pe plan personal, cu propriile dureri, amintiri și suferință. Dar cred că rezultatele sunt frumoase și că traseul merită să fie parcurs etapă cu etapă cu Hristos. Mulțumesc, Corina, mulțumesc, Tania. Și noi mulțumim. Viața este în mijlocul vostru, viața vorbește Dumnezeu în dreptul vostru, viața să fie mai departe. Mulțumim, mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit. Cred că în lacrimile invitatelor mele ați putut vedea și bucuria întâlnirii, a speranței, a revederii cu cel drag și cu Hristos, iubitul nostru, preiubitul sufletului nostru. Moartea nu ne evită pe niciunul dintre noi până nu vine Hristos. Suferința e o componentă inerentă a vieții noastre, dar Dumnezeu ne promite pace, putere, să depășim absolut orice încercare. Să aveți credință, să aveți încredere și speranță. Fiți binecuvântați!